Dragii mei, iată că a venit și vremea să ne gândim la mucenici, ceea ce înseamnă că vine primăvara. Astăzi vă arăt rețeta mea de mucenici moldovenești cu miere și cu nucă. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana, postez aici rețete simple pentru familie și prieteni, de două sau chiar și de trei ori pe săptămână. Dacă nu vreți să le ratați, abonați-vă la canal și activați și clopoțelul pentru notificări, iar YouTube vă va anunța ori de câte ori postez o rețetă nouă. Dragii mei, spuneți-mi în comentarii dacă și în zona voastră se fac mucenici și dacă da, de care din aceștia copți sau din cei fierți. La noi, la Galați, se fac mucenici și copți și fierți și mie îmi plac ambele variante, cred că în egală măsură. Totuși, lângă o cafea cu mult lapte, prefer un mucenic pufos și dolofan. Pe ecran aveți ingredientele pentru 8 mucenici, le puteți multiplica după nevoile voastre, le veți găsi și la descrierea videoclipului, le veți găsi de asemenea și pe blog. Pentru 8 mucenici folosim 600 de grame de făină de patiserie și 7 grame de drojdie uscată. Eu am folosit Dr. Oetker, care nu are nevoie de hidratare. Dacă folosiți altă drojdie, urmați instrucțiunile de pe pachet. Ne mai trebuie 2 ouă întregi, adică și gălbenușul și albușul. 120 de grame de zahăr, puteți pune până la 150 de grame dacă credeți că vă plac mucenicii mai dulci. 40 de grame de unt gras pe care îl vom topi și răci și 30 de mililitri de ulei. 270 de mililitri de lapte care să fie puțin călduț sau măcar la temperatura camerei, să nu fie rece de la frigider. 5 grame de sare. Arome, am folosit coajă rasă de lămâie, am avut o lămâie din aceea mai portocalie, era aproape ca o portocală, și am folosit și extractul de vanilie, cel pe care îl folosesc de obicei, și vă las din nou link la descriere dacă vreți să-l cumpărați și voi. Pe deasupra ungem mucenicii cu un gălbenuș de ou subțiat cu o lingură de lapte. 50 de grame de miere de albine care să fie lichidă, adică să nu fie cristalizată. O încălziți puțin dacă este cristalizată. Și 50 de grame de miez de nucă pe care îl vom rumeni în tigaie și apoi îl vom toca sau măcina, vedem noi. Haideți să vă povestesc cum fac eu mucenicii aceștia de dulce din aluat de cozonac. Firește că începem prin a cerne făina într-un bol încăpător în care să frământăm ulterior aluatul. Peste făina cernută punem drojdia, sarea, coaja rasă de lămâie și zahărul. Amestecăm puțin cu o lingură ca să le distribuim pe toate în masa de făină. Am bătut cele două ouă, le-am pus de asemenea peste făină, extractul de vanilie. Și acum începem să frământăm, turnând în același timp laptele puțin câte puțin. Și frământăm așa până când umezim toată făina. După ce am umezit toată făina, începem să adăugăm grăsimea, adică untul topit, și uleiul alternativ. Turnăm puțin unt, îl încorporăm, frământăm să se încorporeze, după aceea turnăm puțin ulei, din nou frământăm să încorporăm uleiul, iarăși turnăm unt, iarăși ulei, până când le terminăm. La final vom avea un aluat destul de moale, ușor lipicios, dar omogen. Eu am frământat cam 15 minute la mână, dacă aveți un robot sau frământați la mașina de făcut pâine, va dura, știu eu, 7-8 minute. Acoperim aluatul cu folie alimentară și îl lăsăm să dospească la temperatura camerei până când își dublează volumul. În timp dospește aluatul, am rumenit miezul de nucă puțin în tigaie pentru că are gust mai bun și mai intens dacă este rumenit, și acum vă arăt cum procedez eu ori de câte ori folosesc nucă. După ce am rumenit-o și am lăsat-o să se răcească, o frec așa în palme,
ca să îndepărtez cojițele acelea uscate și am pus de sub o hârtie ca să vă arăt dacă cernem nuca, ce rămâne în urma ei. Deci toate cojile astea ar fi ajuns pe mucenicii noștri frumoși și ar fi stricat și gustul și aspectul. Mai departe, puteți să măcinați nuca la un chopper sau la robot, dacă o doriți mai măruntă. Eu prefer să o toc din cuțit pentru că vreau să rămână puțin mai mare și mie îmi place să simt nuca crocantă. Nu îmi place să fie foarte fin mărunțită. Între timp, aluatul nostru a dospit, l-am răsturnat pe blatul de lucru înfăinat, l-am mai frământat puțin și l-am împărțit în 8 părți egale. Și acum începem să formăm mucenicii. Ne ungem palmele cu foarte, foarte puțin ulei. Bucățile de aluat care așteaptă le-am acoperit cu folie alimentară ca să nu se usuce. Întindem un sul de aluat cam de 30 de centimetri, apoi unim capetele, răsucim și formăm un 8 sau un infinit, dacă vreți. Având grijă ca acolo unde am unit capetele să ascundem partea aceea de desubt. După ce am format toți mucenicii, îi acopăr cu un prosop și îi las să mai dospească încă 20 de minute la temperatura camerei. În timpul ăsta aprind și cuptorul ca să fie bine încins la 180 de grade și numai bine se face cald în bucătărie. Înainte să-i băgăm în cuptor, îi ungem cu gălbenușul de ou subțiat cu o lingură de lapte. Și tava noastră e gata de trimis la cuptor, deci la 180 de grade, cuptorul preîncins. Lăsăm mucenicii acolo pentru 25, maxim 30 de minute, până când sunt frumos rumeniți. Cât sunt încă fierbinți, îi ungem cu mierea care trebuie să fie lichidă și îi presărăm cu nucă, pentru că așa suntem siguri că nuca rămâne la locul ei și nu cade după aceea de pe mucenici. Dragilor, avem mucenici pufoși, avem mucenici aromați, sunt frumoși, sunt bine crescuți, numai bun de împărțit și de savurat lângă o cafea. Sper să încercați și voi rețeta mea și vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum v-au ieșit mucenicii de anul acesta. Dragii mei, stați aproape, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, pentru că revin cât de curând cu o nouă rețetă. Până atunci, numai bine!